Mănăstirea Pângărați din județul Neamț și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. La sărbătoarea hramului așezământului monahal a participat înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Sfânta liturghie din ziua hramului mănăstirii Pângărați a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan în Biserica Mare a așezământului monahal. Împreună cu ierarhul au mai slujit stareți de la mănăstirile din Arhiepiscopia Iașilor și preoți de la parohiile din zona orașului Piatra Neamț. Înalt preasfinția sa le-a spus credincioșilor prezenți că participarea la slujbele bisericii, împărtășirea cu sfintele taine și mărturisirea credinței reprezintă forme de cinstire a sfinților. Într-o zi precum aceasta, când îl cinstim pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, cinstirea noastră se arată prin multe feluri. A venit la Sfânta Slujba, ne împărtăși cu Sfintele Taine, a cunoaște viața Sfântului, a merge la Salonic și a ne închina la Sfintele și Dumnezeieștile lui Moaște. A venit, iată, la Sfânta Mănăstire, așezată sub ocrotirea Sfântului Dimitrie. Toate sunt forme binecuvântate de Dumnezeu de cinstire. Cea mai aleasă cinstire însă este aceea când omul îmbracă haina de mucenic. Mărturisește credința cea adevărată. Nu se lasă abătut de ispitirile care vin asupra lui în atâtea moduri și din atâtea locuri. Se păstrează curat pe sine, chiar dacă dintr-o pricină sau alta cade, nu deznădăjduiește și se ridică. Se ridică și începe din nou viața într-un adevăr pe care, datorită unei cumpene, poate a pierdut-o pentru o clipă. Aceasta este cinstirea cea adevărată pe care Dumnezeu și Sfinții Săi o așteaptă de la noi creștini. Cu prilejul hramului, înalt preasfinția sa i-a hirotesit într-un protosinghel pe ieromonahii Grigore Stoica și Maxim Burcă din obștea mănăstirii Pângărați. La final, părintele arhimandrit Petroniu Marin, starețul așezământului, le-a mulțumit clericilor și credincioșilor pentru că au participat la slujba închinată Sfântului Mucenic. După Sfânta Liturghie, părintele mitropolit a binecuvântat o cruce monument ridicată în memoria tuturor prizonierilor români care au pătimit la Cotul Donului și în toate lagărele sovietice.